5 miliarde de euro de atât este nevoie pentru modernizarea rețelei de termoficare din București. Primăria Generală a Capitalei nu are însă de unde să scoată acești bani, astfel că pentru lucrările la cel mai mare sistem de termoficare din Europa, instituția lui Nicu Șordan ar urma să primească ajutor de la Bruxelles. Modernizarea rețelei de termoficare din capitală ar costa numai puțin de 5 miliarde de euro. Directorul general al termoenergetica București, Ilfov, Andrei Creci, susține că Bucureștiul, de unul singur, nu ar putea să aloce niciodată în mod direct acești bani. În condițiile în care primăria lui Nicușor Dan nu poate să acopere aceste costuri, Creci este de părere că municipiul ar trebui reorganizat administrativ, astfel încât sectoarele să contribuie și la bugetul termoficării și al transportului. La începutul anului a fost semnat un contract de finanțare între municipalitate și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Bruselul ar urma să primită 245 de milioane de euro pentru modernizarea a 230 de kilometri de rețea. Alți bani ar urma să vină și din Planul Național de Redresare și Reziliență. Șeful Termoenergetica spune că actualul sistem de termoficare din București este învechit, cu toate că este cel mai mare din Europa. În capitală există aproape 1000 de kilometri de conducte în rețeaua termică primară, dintre care mai bine de jumătate au peste 25 de ani vechime. Alți 3000 de kilometri din rețeaua termică secundară au fost modernizați iar 47% din această rețea are acum peste 25 de ani. Sistemul nu ar fi fost bine construit încă de la început, astfel că au apărut probleme din ce în ce mai mari atât pentru furnizori cât și pentru beneficiari. Directorul General al Termoenergetica București, Ilfov, speră totuși ca aceste neînțelegeri să fie rezolvate cât mai curând.